primarul municipiului Câmpul Lung, Liviu Țuroiu, a fost prins băut la volan în seara zilei de bobotează. Primarul a fost implicat într-un eveniment rutier pe bulevardul Liceu Brătianu din municipiu. Chiar dacă accidentul nu a fost odat cu victime, polițiștii au făcut șoferilor probe etilo testului. Iar primarul Liviu Țuroiu a picat testul, aparatul indicând aproximativ 0,8 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice.